Salut, aici Pizza cu țigară. Deci stăteam eu și încercam să găsesc ceva cât de cât interesant pe YouTube și am găsit clipul ăsta cu compilație farse amuzante România 2020, cele mai tari farse românești de la Farse București. Deci titlul ăsta are o structură asemănătoare cu ce ar pune un român la un film porno. Să vă dovedesc. Sex cu o româncă, se fute pe șezlong și îi place să fie gâdilată la pizdă. Și din moment ce în titlu zice că sunt amuzante, aș vrea și eu să văd. Hai! Ce am la, ai de unde un Starbucks? Poate ești dobitoc? Nu, de ce? Deja vedem din prima că este foarte amuzant, adică încă din 2012 este foarte amuzantă faza asta. Și ați văzut cum s-a ferit la milimetru. Ziceai că e într-un quick time event. Hai! Ce am la, ai de unde un Starbucks? Poate ești dobitoc? Nu, de ce? Hai! Scuze-mă, n-am vrut să te sperie. Bă, mă întrebam un Starbucks, dacă știi. Da, deci în ziua de azi toate rahaturile sunt considerate farse. Am un sfat, du-te și încearcă chestia asta pe o persoană cu probleme cardiace. N-are rost să vă arăt restul pentru că e același lucru. El îi sperie și lumea se întreabă dacă e sănătos la cap. Dar care credeți că e următoarea farsă? Adică nu mă aștept să fie originală pentru că, să fim serioși, dacă e bun, nu trebuie neapărat să fie original. Dar ce credeți că e? Bășini în public. S-au comportat bătrânii cu tine rău în autobuz și acum încerci să te răzbuni sau ce dracu? Băi, uitați-vă cât de mândru e, să vede mândria pe fața lui. Mamă, să vezi ce mă cac pe mine acum. Asta să faceți când sunteți single și vedeți cupluri pe stradă sau stând pe bănci. Așa. Mă dor picioare. Bine? Pe WhatsApp? Hai că intru acum să văd. Hey, yo, echipa Vlad, nu lăsați pe nimeni să vă oprească! Astăzi este ziua voastră! Este o zi superbă! Uite, haide să mergem afară! Ha, ha, am spus că nu putem ieși afară! Ei bine, sunt afară și nimeni nu o să mă oprească! Guys, nu pot... Bine, de fapt au băgat gemete porno. Dați cu fița mea. Ce nebună e, mă, mâncăță, sigur. Bine, recunosc, chestia asta e puțin amuzantă și e clasică. Dar bine faci, vecine. Vă imaginați să fac asta în fața unor copii, să fie niște copii trecând pe stradă și să zică: nenea, nenea, dă și mie să o văd pe aia. E 2020. Ce naiba, cei peste 18 ani nu se mai uită la filme porno, numai copiii se mai uită. Ai peste 18 ani și să spui că da, mă, mă uit la filme porno, e ca și cum ai zice că te uiți la desenele de pe Cartoon Network. Da. Deci, și... 2 minute, ce mai minute. Bă, am pățit ceva. Tocmai ce m-am ras la coaie și sunt foarte iritat. Da, mă, vrea careva să-mi vadă coaiele. Nu vă mai arăt restul pentru că erau așa interesante și nici nu m-am mai obosit să-l comentez. Haideți să vedem ce farse incredibile mai sunt pe YouTube-ul românesc. Că e tot mai în tendințe faza asta cu să faci farse. Înainte erau provocări nebune în România și acum sunt farsele. Andra Gogan s-a apucat de farse. Ah, știi ce? Cred că e destul de lung videoul ăsta. Bine, iar ar fi ok ca fată dacă nu i-ai vedea fața. Ceea ce vreau să spun e că farsele au devenit tot mai multe și tot mai prost calitativ. Adică înainte tot mai găseai o farsă bună la care râdeai și evident râdeau și oamenii de pe stradă. Vorbesc despre farsele alea care chiar sunt farse, ci nu sunt glume proaste, făcute doar ca să enerveze pe alții. Vă amintesc că puteți vota și ziua de astăzi exclusiv ce vreți să fac pe comunitate.
Și în încheiere, aș vrea să fiu sincer cu voi, am fost demoralizat în ultima vreme din cauza canalului, că nu prea crește și îmi pare rău că n-am prea postat nici eu foarte, foarte des. Și nu mi-am atins scopul în materie de calitate, dar într-un final o să reușesc și aș vrea să dați un subscribe dacă nu sunteți abonați, să dați un share, m-ar ajuta foarte mult și nu uita să activezi clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez. Eu vă salut și vă doresc o zi bună!